Doamna Marina. Angelina. Bună ziua. Bună ziua la toată lumea. Angelina și Daniel. Eu mă numesc Rodica, Rodica Carauș. Și am pentru voi astăzi un mesaj deosebit de felicitare. Cineva care vă iubește, cred că deja v-ați dat cam cine, v-ați dat seama cine. M-a rugat să vă fac ziua mai frumoasă, să vă aduc în dar un buchet de emoții. Ok? Eu înregistrez acest mesaj, o să vă rămână ca amintire. Și înainte de a vă citi versurile pe care le-am scris din suflet pentru voi, eu vreau să vă spun... Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, la mulți ani. Angelina să trăiască, Daniel să înflorească, la mulți ani. Să înfloriți, dragii mei, amândoi, pentru că astăzi, oficial, ați întemeiat o familie, corect? Da. Sunteți frumoși, sunteți fericiți, sunteți tineri și eu vă doresc ca scânteii din ochișorii voștri pe care îi aveți astăzi să vă călăuzească pe parcursul tuturor anilor frumoși care vă așteaptă încă să-i trăiți împreună. Da, pregătiți-vă că viața nu e ușoară, dar este frumoasă. Acum o să vă dedic poezia, ok? Ok. Mă auziți bine, corect? Da. Ok. Primăvara în curând va îmbrățișa întreaga țară. Vântul proaspăt va sufla ca cântul de vioară. Fereastra amorțită a timpului o deschid, acolo unde lacrima s-a transformat în rid. Revin cu nostalgie la ziua în care te-ai născut, 11 august 1999, trăiri de nedescris. Era o zi fierbinte, cu soare și lumină, iar cu sosirea ta a devenit sublimă. Erai negruță și frumoasă, cu ochi ca două cireșele. 3,9 kg, atât de liniștită. Când ai crescut, mă ajutai pe acasă în toate cele. De iepuraș, pisici, boboci, erai îndrăgostită. Surioara ta, Virginia, te iubea așa de tare. Era mândră, mahală, că era soră mai mare. Când ai mers în clasa întâi, am luat o hotărâre grea. Ca să nu vă lipsească nimic, am mers peste hotare. Îi sunt recunoscătoare mamei mele, Vera. Te-a crescut, te-a educat, ți-a dat ce avea mai bun. M-am risipit în lacrimi multe, în timpul când nu ne-am văzut. Poate niciodată, mami, n-am putut asta să-ți spun. Dragostea mea pentru voi în colete o puneam. În dulciuri, haine, jucării, ce cu drag le trimiteam. Am și astăzi remușcări că nu v-am fost aproape, când poate ați avut nevoie și m-ați strigat în noapte. Te rog, mamei, să mă ierți, căci cu 3 ani în urmă, iarăși de lângă tine, încă o dată, am plecat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că te-a trimis în viața mea, că ai crescut mare și înțeleaptă și o familie ai creat. Curând mă veți bucura cu un cadou fără de preț. Încă îmi pare ireal că eu voi deveni bunică. Să te ajute Dumnezeu
să te ridice cu brațele pline și să știi orice n-ar fi, poți conta mamei pe mine. Mă bucur că pot fi aici, în această zi frumoasă, importantă, așteptată, zi specială și aleasă. Căsnicie e o binecuvântare, e un legământ, cel mai prețios din lume, e un lucru sfânt. Azi vin cu inima deschisă, cu un mesaj de suflet, să vă doresc drum bun în viață, presărat cu flori. De azi o să pășiți mereu ținându-vă de mână și o să savurați din plin ce în cale o să vă vină. Când viața o să vă ofere zile furtunoase, să vă țineți strâns de mână, să nu descurajați, căci după vor veni și zile cu mult mai frumoase. Să vă iubiți, să vă înțelegeți și să vă ajutați. Familia pe care astăzi cu dragoste ați întemeiat-o, bunul nostru Dumnezeu a binecuvântat-o. Vă doresc tot ce-i mai bun, stimă, iubire infinită, răbdare, copii frumoși, viață lungă, fericită. Căsătoria nu-i ușoară, e o lungă cale de iertare. Sper că v-am surprins plăcut cu a mea felicitare. Vă doresc ca drumul vieții să se scurgă încet și lin, în el să vi se oglindească cel mai frumos destin. La mulți ani și toți fericiți, dragii mei! Vă mulțumesc că m-ați ascultat! Mesajul de felicitare vine din partea mamei, Marina. Doamna Marina, vă apropiați acolo de fica dumneavoastră, îmbrățișați așa puternic, sărmana s-a emoționat până la lacrimi, așa. Dragi tineri însurăței, vă ofer cuvântul. Poftim, Marina, Angelina, poți să începi tu, te rog. Scuzați-mă, m-am emoționat și eu aici cu voi. Bă, vă pare că e ușor? Da, mă bucur. Îi mulțumesc, doamne Marina, pentru că ne-a dat așa sarcină. Grea și ușoară în același timp, doamna Marina. Da, văd. Salut toată lumea frumoasă care stă acolo cu voi la masă. Mă bucur că sunteți în compania oamenilor dragi din viața voastră. Dar cel mai important, mă bucur că este doamna Marina acolo cu voi. Da, doamna Marina? Dragă Miresuică, poftim! Și aproape. Mama nu se rege. Și mereu la orice greutate, mama prima care ți-a în ajutor. Pentru asta aș vrea să-i mulțumesc, pentru că mi-a dat viață. M-am crescut. Eu vă mulțumesc că mi-ați permis astăzi să fiu acolo cu voi, cu sufletul. Chiar dacă nu cu prezența, dar sufletește, sunt foarte aproape și mă bucur că trăiesc și eu emoții împreună cu voi. Emoții frumoase. Cu numire, vreți să spuneți ceva? Daniel. Cam tot aceeași situație. În orice caz, da, totuși mulțumim că și greutăți n-am trecut. Mereu m-am întors la cuvintea părinților. Câte ori încercam să fac altfel, totdeauna m-am chedicat și ajungem înapoi tot. Tot așa răspuns. Da, sunt mulțumit foarte mult că, deși greu s-a trecut,
majoritatea toți sunt orslavile, unică cine, mamica mereu a stat în spate și zic că eu mereu azi alături cu tine și ce nu s-ar întâmpla, zic că eu niciodată n-am smantor. Așa că da, îți mulțumim foarte tare părinților, că e un lucru foarte sfânt. Mama e stânca credincioasă, unde noi găsim refugiul în orice greutate, la orice greutate. Dragii mei, eu vreau să vă spun că surpriza mea nu s-a terminat aici. Eu vreau să vă cânt. Am un buchețel de melodii, da? Îmi permiteți să mai rămân cu voi câteva minute? Da, sigur. O să încep cu prima melodie, o melodie de suflet, cu dedicație specială pentru tine, Angelina. Este primul cadou muzical din partea mamei. O melodie foarte puternică, o sfiștul în curând mănică. Și o să înțelegi multe lucruri mai bine. Iar acum te rog să asculți cuvintele și să savurezi această melodie toată pentru tine. Cine cu drag te-a legănat? În brațe cine te-a purtat? Cine de mic somnul ți-a vegheat? Când ai căzut te-ai ridicat? Durerea cine ți-a alinat? Cu tine împreună lăcrăma. Când primii pași ai încercat, cu tine întâi a strigat, lângă ea de frică ai uitat. Ea toată viața și-a jertfit pentru copilul ei iubit, rugându-se să fie fericit. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine. Cine mereu grija îți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, și cine o viață te așteaptă decât mama. La mulți ani, dragii mei. Bine ți-a fost, s-a bucurat, de rău ți-a fost, s-a întristat. Tot ce-a avut mai bun ție ți-a dat. Acum că anii au trecut, nimic în schimb nu ți-a cerut, decât mai des să vii tu pe la ea. Spune dacă știi mai bine, al cui dor e mai greu pe lume, cine noaptea zi o face pentru tine. Cine mereu grija îți poartă, orice greșeală cine-ți iartă, și cine o viață te așteaptă decât mama. Și iată așa, dragă Angelina, mămica ta te iubește în pofida tuturor greutăților. Asta să nu uit niciodată. Așa, vreau să vă cânt văzând că aveți oaspeți acolo. Eu sper că nu te-ai supărat pe mine, că ai plâns și ți-am stricat poate machiajul de sărbătoare. Rog oaspeții care sunt acolo cu voi să toarnim pahare. Și vă rog să chiuiți când o să fie momentul potrivit, pentru că am o melodie mai veselă, vreau să vă ridic buna dispoziție, să vă las așa cu emoții frumoase și cu amintiri plăcute. Bine-i șa de mesei mele și foarte bine îi stă astăzi că este și mama lângă voi, chiar dacă melodia spune altceva. Bine-și adimie sâinele, împrejur cu nemurele. Bine-și adimie sâinele, împrejur cu nemurele. La 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 la. Chiuiți odată pentru tinerii însurăței. Mai turnați-le, băieți. Dar mai bine i-aș ședea, dacă ar fi și mama mea. Dar mai bine i-aș stătea, dacă ar fi și mama mea.
la 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 la. Doamna Marina, să fiți sănătoasă, să aveți bucurie de la copii. Bine și-a de omului la masă cu neamul lui. Bine și-a de omului la masă cu neamul lui. La 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 la. La 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 la. Veniți, frați, și-o-mi trăi bine, că nu iei nimic cu tine. Veniți, frați, și-o-mi trăi bine, că nu iei nimic cu tine. La 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 la. Dragii mei amar, vreau să văd cum faceți un amar frumos în direct. Daniel, amar cu soția ta. Foarte frumos. Să vă păzească Dumnezeu și să vă iubiți așa toată viața, până la adânci bătrânețe. Și o să închei surpriza mea pentru voi cu un blestem. Vă blestem să vă fie bine, dragii mei. Să aveți părinții aproape, la bine și la rău. Să vă iubiți și să vă meargă în toate cele. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Angelina și Daniel. Cea mai mare împlinire este atunci când în iubire ești dorit la fel de tare de perechea vieții tale. Nu trăim pentru avere, ci pentru o mângâiere. Ăsta-i un vis împlinit, când iubești să fii iubit. Vă blestem să vă fie bine, să vă necați în fericire. Să vă lovească norocul, să iubiți cum arde focul. Vă blestem să vă fie bine, să vă necați în fericire. Să vă lovească norocul, să iubiți cum arde focul. Nai, nai, na, nai, na, nai, na, na, nai, na, na, na. Chiuiți odată când vă aud, vă aud și eu Digi departe. Așa. Banii n-aduc fericirea, dar ei întrețin iubirea. Deci muncește și petrece, că de grabă viața trece. Nu iubesc cei ce n-arată dragostea adevărată, căci secretul de-l ghicești e să dai și să primești. Vă blestem să vă fie bine, să vă necați în fericire. Să vă lovească norocul, să iubiți cum arde focul. Vă blestem să vă fie bine, să vă necați în fericire. Să vă lovească norocul, să iubiți cum arde focul. Daniel, dar tu să ai grijă să nu se termine lemnele la foc niciodată. Bun? Cred că ne-am înțeles. Și, dragii mei, ultima bucățică pentru voi. Visele să se împlinească, să aveți o viață frumoasă, să trăiți, să aveți de toate, bani, iubire, sănătate. Vă blestem să vă fie bine, să vă necați în fericire. Să vă lovească norocul, să iubiți cum arde focul. Vă blestem să vă fie bine, să vă necați în fericire. Să vă lovească norocul cât mai des, să iubiți cum arde focul.
Vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați ascultat. Mulțumesc cu oaspeților că au colaborat. Și mulțumesc, doamne Marina, că a avut încredere în mine. Vai, ce frumos! Dragii mei miri, mă bucur că am avut așa posibilitate să vă fiu alături astăzi. Să vă aduc un mesaj frumos. Sper că v-a plăcut ceea ce am pregătit pentru voi. Să fiți sănătoși. O zi frumoasă în continuare și casă de piatră. La revedere! Vă pup, la revedere!